Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. În sudul Europei, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi variabil, în timp ce în restul continentului vor fi înorări și precipitații în regiunile sud-estice. Vor predomina ploile, însă în peninsula scandinavă și în zonele înalte de munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări local în nordul, centrul, estul și sud-estul Europei și izolat în rest. Temperaturile vor mai scădea în partea centrală și cea central-sud-estică, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, la noapte, va ploua în nord, centru și est. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini de peste 1600 de metri, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor depăși viteze de 70-80 de km pe oră. De asemenea, vântul își va face simțită prezența și în nordul teritoriului, unde rafalele vor fi de 40-50 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 11 grade. Mâine vom avea parte de vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua în centrul, estul și sudul teritoriului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. În sud, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, iar la munte, la altitudini mari, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări cu viteze de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, rafalele vor depăși 75-85 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, cu valori ușor mai ridicate în sudul Olteniei și al Munteniei, unde se vor înregistra cam 20 de grade. Și în capitală se mai răcește. Mâine cerul va avea înorări, iar după amiază și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade. Joi, termometrele vor indica o maximă de 16 grade, cerul va fi temporar noros și trecător va mai ploua slab. Vineri pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. În schimb, vântul va fi activ, iar maxima se va opri undeva pe la 16 grade. La munte vor fi înorări accentuate și averse însoțite de tunete și fulgere în Carpații orientali, meridional și local în restul zonei montane. Pe arii restrânse se vor strânge cantități de apă de peste 15-25 de litri pe metru pătrat. La altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, se vor atinge viteze de 45-55 de km pe oră, iar în zona înaltă vor fi rafale de peste 75-85 de km pe oră. Joi, temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în extremitatea de nord-est a țării și 17 grade în sudul teritoriului. Cerul va fi noros și vor fi averse locale în regiunile sudice, la munte și izolat în centru și în est. În zona montană înaltă vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi activ în est, sud-est și local în centru și sud, unde la rafală se vor atinge viteze de 40-50 de km pe oră. Vineri cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi se va înora, va ploua slab în regiunile extracarpatice și local în cele vestice și sud-vestice. Pe suprafețe mici, la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile estice și în cele sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată! Numai bine!